Bro, what the fuck, cum să vinzi tot? M-am săturat, e greu, am vândut toate locațiile, plec. Păi și mai departe cu ce o să te ocupi? Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Datorită pandemiei, o grămadă din competitorii mei au închis sau se pregătesc să închidă definitiv. Pentru că cine nu se adaptează de acum înainte, va trebui să renunțe. Și bineînțeles, nici pentru noi nu a fost floare la ureche în ultimul an de zile. Acum numai puțin de un an m-am mutat timp de 6 luni la ai mei și am dormit pe canapea. Nu am mai luat salariu deloc, tocmai ca să pot să-mi păstrez echipa și să-i plătesc pe ei. Am dat 2 din cele 9 locații în franciză către alți parteneri. Am închis o locație definitiv și nu din cauza pandemiei, ci din cauza unei neînțelegeri cu proprietarul. Pur și simplu nu ne-am mai înțeles și în loc să mergem la tribunal sau să contestăm decizia asta, am zis mai degrabă să renunțăm și să ne focusăm acolo unde putem să creștem. În timpul ăsta am dezvoltat franciza Babalu Office și am semnat 3 parteneriate în țară, în Brașov, în Ploiești și în București. La Brașov deja am deschis și este un succes total, urmează București în centru vechi și apoi Ploiești și inclusiv Timișoara. Și știrea de astăzi, pe care ai văzut-o bineînțeles în thumbnail, este faptul că am vândut celelalte locații micuțe de cafenea. De ce? Păi pentru același motiv pentru care am decis să ne focusăm strict pe Babalu Waffles și pe francizare, ca să putem să creștem conceptul. Iar conceptul cafenelei noastre stă undeva la 50 de metri pătrați, cu locuri jos, cu prețuri cuprinse între 7 și 15 lei, cu localizare doar prin centrul orașului, pe lângă instituții, pe lângă facultăți și universități, pe lângă licee. Problema a fost că am dezvoltat conceptul ăsta de 40-50 de metri pătrați, foarte ok pentru zonele respective, însă ne-am dus și la 15-20 de metri și inclusiv la 80-100 de metri pătrați. Și trebuia să ne focusăm strict pe conceptul nostru care este la 50 de metri pătrați. Dacă ne gândim de exemplu la Starbucks, Starbucks are numai locații mari, de 100, 120, 150 de metri pătrați. Five to Go, de exemplu, este în extrema cealaltă, are numai locații mici, de la 10, 15, 20, 30, 35 de metri pătrați. Așa că dacă te gândești la un concept de bază, va trebui să stabilești niște parametri. Iar ăsta a fost unul din parametri, suprafața. Așa că am decis să ne retragem în cochilie pentru o singură locație și să ne focusăm la Babalu Waffles, care era un proiect pus la punct. Pentru că am învățat o chestie foarte valoroasă, este foarte dificil să dezvolți două chestii în același timp. Când am început toată treaba, am deschis prima dată o locație micuță de cafenea la Costinești. Al doilea an am deschis lângă ea o locație micuță de Babalu Waffles. Apoi în al treilea an am vrut să deschidem tot lângă un concept de cartof la con. Și văzând câtă treabă este cu primele două concepte, am renunțat complet la al treilea. Și între timp, probabil că ai văzut, a apărut și pe piață cartofiserie și mai sunt câteva concepte asemănătoare. Însă noi ne-am gândit acum vreo 4-5 ani de zile la conceptul ăsta. Ok, până la pandemie, locațiile astea micuțe și inclusiv cele mari și-au făcut treaba și am făcut o grămadă de bani. Au mers încă de la deschidere, pentru că le-am pus strategic lângă instituții și lângă școli. Pentru că având deja piață, știam cum să ne facem inclusiv marketingul și încă de la începuturi au venit foarte mulți clienți. Însă pe parcurs, odată cu pandemia, a venit adaptarea asta la planul nostru inițial, care este misiunea companiei și anume să servim milioane de tineri. Cum am decis să facem asta? Păi ne-am propus prima dată să deschidem câteva sute, poate peste 1000 de locații. Bineînțeles, zone diferite, orașe diferite. De ce? Ca să atingem cât mai multă populație. Asta era misiunea noastră. Problema aici, bineînțeles, este că piața este foarte, foarte ocupată. Starbucks, Five to Go, Tucano, Ted's Coffee, Meron Cafe și multe alte branduri locale mici în fiecare oraș mare din țară. Deci urma să ne batem cu o grămadă de concepte din astea la nivel național pe o piață foarte, foarte mică de oameni. Și atunci când vreau să concep o strategie de marketing, mă uit mereu la The Larger Market Formula. Și vedem că în vârful piramidei sunt cei 3% din clienți care sunt pregătiți să cumpere de la tine. Adică toate conceptele astea mari se bat pe 3% din populație. Și unde sunt cei mai mulți clienți? Bineînțeles, mai jos, la baza piramidei, unde sunt 60% din oameni, care nici măcar nu știu că au o problemă. Și soluția mea la problema pandemiei a fost să revin la o singură locație și să solidific toată baza, și clientelă, și furnizori, restructurări masive, procedurile, manuale de proceduri refăcute și inclusiv pregătit proiectul de franciză, care conține o grămadă de chestii. Manuale de proceduri pentru angajați, listă cu acte necesare și avize, un plan financiar bine pus la punct încă de la început, o strategie de marketing și branding, lista de furnizori, contact, prețuri și produse cumpărate de la ei, manual pentru managementul francizei, pentru francizați, metode de analiză de piață înainte să cauți locația pe care ți-o dorești, analiza competiției în piața unde o să activezi, etc. Și toate astea se regăsesc în soluțiile unei francize atunci când vrei să te bagi cu un business în piață și, bineînțeles, o franciză vine cu mai puține riscuri decât un startup. Apoi, după ce am pus proiectul la punct și toate manualele de proceduri, începem să căutăm parteneri în orașele mari. Doar că nu mai vrem 10 de locații în fiecare oraș, ci pur și simplu ne focusăm pe zone strategice și cât mai puține locații. Și apoi, bineînțeles, a venit întrebarea mea: ok, cum fac să servesc către 10, sute, mii, zeci de mii, sute de mii și milioane de oameni? Exact cum sună misiunea. Dacă, bineînțeles, nu mai pot deschid atâtea locații cât mi-am propus la început, pentru că totul se schimbă și trebuie să ne adaptăm. Așa că soluția mea pe termen lung a fost să concep un magazin online unde poți să-ți comanzi cafeaua proaspăt prăjită în maxim 3 zile să-ți ajungă acasă. Și, bineînțeles, pe lângă cafeaua pe care o produc proaspăt, să am un stoc de ibrice, espresoare sau ce vrei să mai cumperi ca să-ți pregătești cafeaua, un stoc de recipiente, căni personalizabile, termosuri, etc. Și pentru că mereu trebuie să ne punem întrebarea: dacă vrem să deschidem un business, ce problemă va rezolva business-ul ăla? Așa că o să vă spun cum a funcționat mintea
cam la capitolul ăsta. Dacă ai nevoie de o cafea pentru acasă, zicem că te duci de la Starbucks ei, un kilogram de cafea boabe. Poate vrei un espresor pentru acasă cu portafiltru și, bineînțeles, o râșniță ca să macini cafeaua. Să zicem că pe ăsta îl luai de la Auchan. Poate ai nevoie de una, două căni pentru acasă personalizate, așa că trebuie să iei niște căni de la Jumbo, de exemplu, și să mergi la o printărie din oraș și să spui numele pe ele. Dacă vrei, de exemplu, să-ți cumperi un termos, trebuie să mergi ori la Jumbo, ori la Pepco. Poate ai nevoie pentru vacanțe, pentru la muncă, pentru la școală, pentru plimbări. Și uite așa, umbli prin tot orașul, pe la magazine diferite, ca să-ți formezi tot coșul de cumpărături bazat pe cafea, ca tu să poți să savurezi cafeaua de acasă. Ai o grămadă de energie irosită și timp și bani. Deci cum am gândit eu să fac magazinul ăsta online? Păi atunci când intri pe site, o să-ți apară următoarele întrebări. Pentru cât timp vrei să-ți ajungă cafeaua? Să zicem pentru o lună. Câte cafele bei pe zi? Să zicem 2 doze. Apoi platforma să te întrebe ce fel de espresso vrei să-ți comanzi sau poate ai. Dar dacă nu ai, am 5 tipuri de espressoare pe care poți să le comanzi direct acasă. Următoarea întrebare, ce cafea vrei să comanzi acasă? Am de specialitate din Columbia, din Etiopia, din Kenya, alege. Ce fel vrei să-ți vină cafeaua? Boabe, măcinată mai fin, măcinată mai puțin fin, în funcție de ce espresso ai acasă sau ce espresso ai comandat de pe site. Vrei și o cană sau două sau trei căni personalizate pentru acasă? Ok, vin și cu serviciul ăsta. Vrei și un termos ca să ai pentru deplasări? Poți să-l bași și pe ăsta în coș. Și să zicem că am 10 grame pe doză de cafea, iar eu consum 2 cafele pe zi. Asta înseamnă 20 de grame pe zi, ori 30 de zile, adică o lună de zile, ai nevoie de 600 de grame de cafea. Dacă tu ți-ai selectat de la început să-ți ajungă cafeaua pentru o lună de zile, pur și simplu platforma ți-a zis, ok, trebuie să cumperi 600 de grame de cafea. Și ca să faci toată treaba asta, a trebuit să faci shopping timp de 5 minute, fără să mai umbli prin tot orașul. Ai și ustensile și echipamente și pentru uz casnic și pentru deplasare. Ai făcut totul în 5 minute direct pe telefon, iar curierul pleacă maxim a doua zi și în maxim 3 zile de când s-a prăjit cafeaua special pentru tine, îți vine acasă proaspăt. Și bineînțeles, prețul meu va fi unul corect pentru că costurile mele de producție sunt mult mai mici decât în retail sau decât o cafenea clasică. De ce? Pentru că am eliminat o grămadă de intermediari. Hai să vedem care sunt ăștia. Odată, locațiile fizice unde trebuie să pun cafeaua la vânzare, pentru că acolo sunt chirii, utilități, angajați, etc. Am eliminat inclusiv distribuitorii de cafea, pentru că dacă producătorul trebuie să trimită prin distribuitor, distribuitorul va pune un adaos comercial. Am eliminat inclusiv bugetele de marketing pe care brandurile trebuie să le facă pentru fiecare locație în parte, ca să promoveze cafeaua. Pentru că toate brandurile au început să facă asta de ceva timp. Și Starbucks, și Tucano, și Meron, și Ted's, și Five to Go, etc. Deci toate astea prinse într-un pachet versus varianta dacă cumperi direct de pe site, direct de la producător, minus toate cheltuielile astea intermediare și cafeaua o iei după ce a stat pe raft 3 luni de zile și mai are 9 luni valabilitate. În plus, aș organiza magazinașul ăsta online cu prăjitoria printr-o inteligență artificială, care poate organiza comenzile în ordine cronologică și inclusiv poate să cheme curierul să vină după comandă. Bineînțeles, aș avea nevoie de un manager care pregătește fizic toate pachetelele. Faptul că nu mai angajez 4-5 oameni care se ocupe de toată treaba de acolo îmi salvează foarte multe costuri mie în primul rând și apoi ție la prețul de vânzare. Deci ne permite amândurora să tranzacționăm mai rapid și mai ieftin. Toată treaba asta se numește value proposition, adică oferta ta unică de valoare. Cu ce valoare vii versus toți ceilalți care sunt pe piață. De exemplu, Taz by Emag, în toată lumea asta a livratorilor pentru mâncare, avem cu un value proposition foarte, foarte simplu. Îți aducem mâncarea în maxim 60 de minute oriunde ai fi. De ce? Pentru că a văzut că ceilalți competitori uneori aduceau foarte târziu și primeau review-uri negative. Așa că Taz inclusiv s-a uitat. Ia să vedem care sunt restaurantele cu probleme de genul ăsta. Ok, cu ăștia nu lucrăm. A făcut research pe un oraș întreg și a văzut unde sunt punctele cheie unde ar trebui să își pună livratorii. Tocmai ca să respecte value proposition. Un value proposition al meu ar fi îți livrez cafea proaspăt prăjită în maxim 3 zile de când ai dat comandă. Și de ce e o chestie importantă treaba asta? Pentru că dacă te uiți la pungile clasice de cafea, o să vezi un orificiu prin care iese aer. Este o supapă. Nu are voie să intre aerul, dar va trebui să iasă. De ce? Pentru că dacă nu există orificiul ăsta, toate boabele de cafea, de când au fost culese, de când au fost prăjite și ambalate, ele elimină niște gaze, niște arome care sunt foarte, foarte importante în gustul cafelei. Pe măsură ce stă din ce în ce mai mult pe raft, se pierd pur și simplu aromele respective. Și oricât de bun ar fi, oricât de origine ar fi cafeaua aia, dacă a stat 3 luni, 6 luni pe raft și tu ai cumpărat-o și ți-ai pregătit-o acasă, va avea același gust. În plus față de asta, vin cu o grămadă de chestii personalizabile pentru coșul tău de cumpărături. Ce mai ai nevoie pe acasă? Tocmai ca să salvezi toate drumurile alea prin oraș. Îți cumperi cafea pentru o lună întreagă sau pentru 2 săptămâni sau pentru 6 săptămâni, proaspăt îți ia 5 minute să dai comanda la prețuri mai mici față de cele din magazin și îți salvezi tot drumul ăsta constant după cafea, pe care oricum ajungi să o iei învechită și să aibă același gust ca toate cafelele. Pot face mini fabrica asta sau magazinul ăsta online undeva la periferia orașului, unde să mă coste de 10 ori mai puțin față de o locație din centru. Și astfel mai salvezi niște bani, bineînțeles, și poți să dau un preț mult mai accesibil. Pentru că poate să vină orice pandemie, poate să vină orice război, poate să vină orice schimbare de piață, oamenii vor bea cafea întotdeauna și în majoritate vor bea cafea de acasă. Chiar dacă ești băutor de cafea,
la cafenea, întotdeauna îți mai faci câte o cafea acasă. De ce să nu ți-o faci bună? Pentru că din 2021, orice afacere de viitor va trebui să aibă ocazia să meargă la consumatori direct acasă. Pentru că salvează costuri mult mai mari de bani și de timp pentru consumatori. Așa că vlogul ăsta a fost sponsorizat de Notorious Business Class, care este cel mai complet curs pentru începători în business, unde învățăm să facem afaceri în epoca digitală. Tocmai prin metode de genul care să nu mai depindă de locații fizice neapărat. Așa că dacă vrei să te alături în comunitatea noastră, te aștept, ai un link mai jos în descriere. Și acolo vei mai găsi și încă câteva dealuri foarte bune, de exemplu cartea Standardul Bitcoin cu 30 de lei reducere. Dacă vrei să investești în Elrond prin aplicația Maiar, unde și eu am investit, câștigăm 10 dolari la fiecare 200 de dolari depuși. Mai e și un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț. Și mersi că ai rămas până la final cu mine, lasă un like la clipul ăsta să dăm informația la cât mai multă lume și un subscribe pentru că este gratis și vrem să fim mai mari decât ieri. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa.